Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Presa nu ne încurcă și că să fim de acord să fie atât cetățenii din comună cât și presa. N-avem nimic de ascuns. Asta e părerea. Și democrație. Domnul Claudiu, are cuvântul. Nicio problemă. Presa dar să nu, fie nu de... un pic, scuză-mă. Însă dacă va relata, să nu pățim ca rândul trecut, că au apărut unele lucruri neadevărate în articolele scrise de... Vă rugăm să, deci, să scrieți exact ce auziți și să nu adăugați de la dumneavoastră niște lucruri care... Ori filmează toată ședința și o pune pe post. Nu știu ce post sau e treaba lor. Să vă spuneți glumele, că sunt la glumele. Nu, am, acum n-am cumpărat. Nu era dar important. Nu. Deci, parând, vă rog frumos fiecare. Deci, acum e ideea mea. Ori să pune pe post toată ședința, ori dacă nu, păi atunci pune numai ce vrem noi. Mă rog, da? Cred că asta nu e... De acord cu presa după ședință. Mă rog. Lasă. Hai. Deci, numai pic, domnilor consilieri, atunci solicit să supunem la vot dacă presa rămâne în sală. Cine e de acord? Să rămână în sală? Să rămână în sală, să rămână în sală, bine. Da, deci presa rămâne în sală. Mai ceva, da, spuneți. Mai avem ceva la ședința asta? La afară de ultima hotărâre. Mai avem asta cu ECO. Deci asta cu ECO metropolitanul. Și avem ultima hotărâre. Nu și ce are. Așa. Prin schimbarea din funcție a domnului viceprimar Roland Tiberiu Zelenț. Privind schimbarea din funcție a domnului viceprimar Roland Tiberiu Zelenț. Consiliul Local al Comunei Mica, întrunit în ședință de lucru ordinar, având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Mica, semnat și înregistrat sub numărul, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Mica, semnatar al proiectului de hotărâre înregistrat sub numărul, și având în vedere prevederile articolului 57 alineatul 4 locale din legea numărul 215/2001 a administrației publice cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile articolul 18 alineatul 4 din legea numărul 393/2004 privind statutul alegerilor locale cu modificările și completările ulterioare. Potrivit componențelor conferinte de dispoziții articolul 36 alineatul 1, articolul 45 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 la administrație publice cu modificările și completările ulterioare hotărâte. Articolul 1. Se ablogă hotărârea Consiliului Local al Comunei Mica numărul 34/29/6/2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Mica. Articolul 2. Se aprobă schimbarea din funcție de viceprimar al Comunei Mica a domnului consilier Roland Tiberiu Zelenț ca urmare a propunerii primarului Comunei Mica. Articolul 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, se declară vacantă funcția de viceprimar. Articolul 4. Prezenta hotărâre are un caracter individual. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică domnului consilier Laurent Beruzan, instituție prefectului județului Cluj, și se aduce la cunoștință public prin grija secretarului comunei, prin afișare și prin postare pe site-ul instituției. Aviz favorabil proiectului de hotărâre în forma prezentă. Stella Marius președinte, Filip Ștefan secretar, Băluncan Ernest membru, Lazar Flaviu membru, Husa Ioan membru. Sunt trei semnături de care au trecut.
Așa, o să se merge. Proiect, da. Proiect de hotărâre. Da. Așa, expunere de motive. Mica administrație publice locale numărul 215/2001 nu condiționează schimbarea din funcție a unui viceprimar de existența vreunui motiv anume. Libertatea de apreciere a consilierilor locali fiind absolută din acest punct de vedere. Este vorba despre o aplicare particulară a principiului simetrie juridice, deoarece procedura inversă a alegerii viceprimarului este un extrem de simplă. Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție din rândul membrilor acestei. Așa după cum, la alegerea în funcție de viceprimar, consilierii locali nu sunt condiționați de vreun motiv anume, de exemplu, competență managerială, studii de specialitate, vechime în muncă, etc. Tot astfel, la schimbarea din funcție nu există nicio limitare a dreptului de apreciere. Sub acest aspect, consilierii locali se bucură de plenitudine, de competență, căreia îi corespunde o largă putere discreționară. Din aceste considerente, nu se poate pune în discuție eventualitatea unui abuz, exces de putere, în exercitarea dreptului de apreciere a consilierului local, nici atunci când se decide alegerea în funcție și nici atunci când se hotărăște schimbarea în funcție. Chestiunea numirii, schimbării viceprimarului unității administrative teritoriale la bună înțelegere a consilierilor locali este o procedură prevăzută de legea numărul 215/2001, reprezintă o răspundere de natură politică a viceprimarului față de consiliul care l-a sprijinit la numirea în funcție. Când a fost această ședință de comisie juridică? Când s-au întâlnit? Există, domnul secretar, un proces verbal al ședinței Comisiei Juridice? La președință. La secretariat, conform regulamentului de funcționare și organizare a Consiliului Local, trebuie să existe un dosar de ședință al Comisiei Juridice. Da. Prin care trebuie să fie un proces verbal. Cei care ați semnat avizul, dacă se poate să vă mai întreb, ați făcut o ședință de comisie? Nu s-a făcut nicio. Nu s-a făcut nicio ședință? Când la acea ședință? La acea elată ședință, da, a fost făcută, dar... La ședința anterioară. Aia nu s-a făcut proces. Avizul care este acum pus, este făcut, deci este semnată acum sau este pus avizul data da, trecut la ce avizul e, este nu la ședință la extraordinară aia fără, deci, nu avizul este de dat avizul da atât am văzut. Da, o săptămână s-a putut două o acum dacă vă duci cetățeană diverse. Aici se va diverse. Nu se va schimbarea diverse. Un motiv. Președinte. Majoritatea domnului. Așa de mare are sau vi nu vă place de ochii lui? Domnul primar, dacă nu vi place de ochii dumneavoastră și pe dumneavoastră, nu vă trebuie să dați voie încă, dacă totuși se va vota. Deci aveți... Și consiliere să nu uite, că datorită nouă sunt consiliere. Da. Nouă, și dacă vă dă drumul la cuvânt, vorbiți, dacă nu vă rog să noi tăceți. Noi să tăcem. 10 ani de zile nu avem apă, nici mai mare rușinea. Să vă spun. Nu mă scoate nimeni afară, deci că n-am participat la nicio ședință de consiliu. Dar mă vreau să întreb și eu. Aveți un proiect de apă pentru comuna mică, domnul primar, de 10 ani de zile? Veniți să vă arăt. Haideți să vedeți că acolo la mine vecii merge la hașul. Să vă spun ceva. Dar nu facem bine. Aici am venit să discutăm în momentul de față problemele dumneavoastră de apă și canal. Oameni, un motiv spuneți-mi. Deci dumneavoastră aviză să asistau la ședință. S-a schimbat majoritatea politică. S-au schimbat alianța. Majoritatea se poate schimba la fiecare două săptămâni. Se poate schimba la... S-au schimbat la Tunda, s-au schimbat la Tunda. Dacă e una mea, lucrați dacă schimbați majoritatea de la două săptămâni. Se poate. Ca nicio putere. Ceea ce pot să vă cer eu, în calitate de președinte de ședință, să
stabilim liniștea și ordinea în ședință. Da, bineînțeles, da. Ne certăm. Că mai avem unele probleme de, și de discutat și de mărți mai departe. A, deci după ce îl dați și o să putem să-l dăm. După ce ședința e încheiată, puteți povesti fiecare ce Să dăm în continuare la ceea ce am discutat din hotărârea respectivă. Se bucate comisia de validare. Da, domnul președinte, de ce nu se poate așa? Domnul președinte, amenințăm la adresa consilierilor. Domnul președinte, deci sunt niște amenințări la adresa consilierilor care nu știu dacă... Nu sunt amenințări, nu știu de rău, domnule. Pregați, domnule. Deci nu mă pune... Ce amenințat că ți-a scaunul? Datorită nouă ești acolo la oamenilor care ne-am ales. Cine reprezintă-ține pe noi? Nu te amenința mine, că am înțeles cu voci, că noi votăm național. Da, eu vin și da. Domnul președinte. Nimeni ca asta, dar frică nu mă scopă. Gata, hai să stătem. E plăcut. Vima și înțelegi. Gata, luați cuvântul. Că duceți de scuze că numai la 4 ani și nu vă plăcă. Domnul președinte. Da. Aș dori, eu cred să supune la vot. Supuneți la procedură, se supune la vot dacă invitații pot să... Nu, supune la vot și consilierii trebuie să voteze. Lasă-l, mă. Nu, vă rog. Deci... Stăm la comisia de validare. Hai să dăm comisia. Și încă ceva atunci, dacă se supune la vot și așa, să nu fie interpretări. Vreau să se voteze doar cu o singură culoare. Sunteți de acord? Vă rog să propuneți, domnul președinte, lucrul acesta. Să nu fie un vot un singur pix. Deci, domnul vice, o să fie un singur pix care îl... Să dau sarcina, să puneți în cabina de vot. Chiar a cerut treaba asta, că așa e, logic, corect. Deci am dat. Am la vot, dar nu mai participăm. Și încă o rugăminte, domnul vice, care o să supunem la vot. Când o să înceapă votul, invitații vor. Nu ne-a invitat nimeni să știți. Nu ne-a făcut invitație nimeni. N-am nicio problemă, am zis invitat. De ce vreau să-l schimb? Domnul președinte, dacă dați voie. Da, spune domnul. Da, și-ați aflat din raport. Că nu trebuie niciun motiv. Că nu trebuie niciun motiv. S-a hotărât, sunt acum. Domnul director, un pic. Eu nu fac nici de acord. Bravo. La fel și eu, domnul secretar, nu particip la vot. Da, vă rog să mă spune și pe mine. Bă, nu, am nicio problemă noi acum. Da, domnul Măruțanu participă la vot. Știți, da, nu zicem de... că oricum este. Sunt șapte care se votează, nu e o problemă. Dar, având înainte niște discuții cu domnul deputat Titu, și n-am vrut să intrăm... chiar pe conflicte, să vedem o problemă, probabil că o să ne mai întâlnim noi doi, să nu zică domnul deputat Titu că i-am făcut exact cum dânsul nu-i de acord. Să lăsăm, dar e ultima pentru dumneavoastră, că m-am spus că vă simpatizez. Este ultima când să amânăm după alegeri. A fost? Păi numai pentru respectul dumneavoastră, stăteam acum așa pe gânduri, să
Dacă, adică, domnul președinte, dacă îmi permiteți mie să iau cuvântul în calitate de deputat în acest colegiu, dacă îmi permiteți, asta e rugămintea mea. Deputat, să poate, să poate domnul Hoza. Nu vă rog, da, da, mi-am zis când dorește. Nu, dar dumneavoastră mai inviți, dacă îmi dai voie, altfel nu pot. Chiar vă rog frumos. Da, mulțumesc. Să mai bună ziua. Bună ziua, domnul primar, bună ziua, stimați consilieri, invitați și așa mai departe. E o ședință de la care poate puțin a rămas surprins. În primul rând, de faptul că nu s-a votat ordinea de zi. O greșeală catastrofală o iau ca și o emoție a președintelui de ședință actual. Am văzut și nu vreau aici, domnul secretar, decât să vă spun că sunt acte neregistrate la ordinea de zi. Nu cereți avizul comisiilor juridice, economice, că nu studiați, stimați colegi consilieri, dosarele înainte. Aș vrea să o faceți. O faceți în interesul dumneavoastră. Citiți legea 215. Și obligațiile dumneavoastră, și drepturile dumneavoastră. Dar să știți că sunteți răspunzători de orice hotărâre de consiliu care o luați. Și vă urmărește în timp. Aș vrea să o luați în cunoștință de cauză. E o dorință personală și o îndemn spre dumneavoastră. Am văzut că aveți bune idei și în folosul comunității, dar uneori trebuie să le transpuneți juridic și economic în acte corespunzătoare, ca dumneavoastră să dormiți liniștiți și să fiți acoperiți. Încă o dată o spun treaba asta. Comisiile juridice și economice sunt foarte importante aici. Și aici, dacă doamna Simona era președintă, sunteți președintă la economic? Da. Trebuia să știți că trebuia să aveți o anexă la acele scutiri de taxe și impozite care le doriți. Nu e un lucru rău, dar sigur că puteați să o analizați împreună în Comisia Economică cu domnul primar să vă explice și probabil că la toți consilierii de aici le puteați să expune dumneavoastră, ok, asta e, eu am verificat-o, e foarte bine. Da, am fost acum două zile la primărie și am văzut-o. Ok, mă bucur dacă ați fost. Comisia Juridică, eu văd aici doar două semnături, iertați-mă. Și nu e Aristele aici, văd doar și pe alt raport, o singură, de la o singură comisie, de la altă comisie, doar domnul Huza. De la Comisia Juridică și vă spun, e domnul Lazar și, pardon, nu, de la Comisia Juridică sunt două semnături sau trei și două nu sunt. Nu sunt. Bun, vă mai spun ceva. Cred că domnul primar și-a dat seama că acea decizie a Comisiei Juridice din 27 al 10 sau de când a fost? De luna trecută, e depășită, stimați colegi. Vă spun clar, dânsul o sesiza foarte bine și își retrage de pe ordinea de zi. Primul punct al ordinei de zi, trebuia să retragă domnul primar, nu-l puteați dumneavoastră discuta mai departe, trebuia retras de pe ordinea de zi. Ce votați? La diverse dumneavoastră votați. Cum votați? Luați act și faceți un proiect de hotărâre ulterior. Stimați colegi, v-ați rectificat foarte bine bugetul. Dar acolo poate că, nu știu dacă aveți resurse sau nu, dacă nu trebuie să vă ajutăm. Poate că trebuia pe resurse și pentru iluminatul public. Am venit noaptea prin comuna noastră, vă scoți ochii pe aici, cam pe tot locul. Dacă aveați și niște camere de supraveghere, erau foarte numai... Bine că infracțiunile... Le aveți? Da, e foarte bine. Treaba asta e foarte bine. Atunci și vă felicit pentru treaba asta. Eu cred că decizia domnului primar e salutară. Eu zic că trebuie să vă gândiți fiecare. Și trebuie să știți că conflictele din acest Consiliu trebuie eliminate pentru viitor. Că dumneavoastră sunteți în folosul obștei. Și conflictele acestea nu sunt bune. Azi, probabil că îl schimbați pe Zelenț. Mâine poate vine și îl schimbați pe altul. Opriți-vă, stimați micari, mănăstireni, sănmărghiteni și nireșeni. Opriți-vă dată conflictele. Că nu vă putea construi nimic bun pentru comuna dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți puși aici să faceți administrație. Sigur că coloratura politică vă dă voie astăzi să schimbați, poate pe Tibizeniu. Nu-l discut votul dumneavoastră, e votul dumneavoastră. Dar să știți că e omul dumneavoastră. Un conflict dintre primar și viceprimar nu trebuie extins. Nu trebuie extins. Viceprimarul e în subordinea dumneavoastră. Dumneavoastră la lege, dumneavoastră îl dați jos. Dacă nu vă îndeplinit ceea ce dumneavoastră ați cerut. Să știți că e atribuitul Consiliului Local. Poate că înțelepciunea lui domnul Voron, poate i-a dat acum o amânare. Sper să fie benefică această amânare. Pentru dumneavoastră, pentru Consiliu, chiar și pentru viceprimar actual, care trebuie să fie probabil mult mai apropiat de dumneavoastră. Eu zic că da. Poate că trebuie să facă treaba asta.
eu vă urez succes în tot ceea ce veți face și de acum înainte. Voi fi sprijinitorul acestei comune, indiferent cum ați considerat până acum sau nu. Dar, vă spun ceva, atâta timp când nu veți face proiecte europene, și de aici trebuie să pornească proiectele europene, să știți, de aici, din sânul dumneavoastră, stimați colegi, nu le pot face eu. Dumneavoastră știți necesitățile și, da, eu le pot sprijini, acolo unde sunt acum. Mai la doamna care vă da, s-a revoltat și fără ca să știe ce vorbește. Deci proiectul de apă canal este din a 10-a 2009, este cu numărul, vă dau și numărul dacă vreți că vă înregistrez. Și domnul deputat a vrut să ne ajute, nu a fost cofinanțarea și ca să meargă mai repede, va fi un proiect care se demarează pe județ, fiind avem proiectele și tot, merge mai repede, am mers spre compania de apă. Domnule primar, v-ați retras proiectul de pe ordinea de zi. Ce v-a convins să faceți asta? În primul rând, domnul deputat Titu, pe noi, oricând am avut, am apelat la dânsul, intră inclusiv cu proiectul de apă canal, că nu ne-a putut ajuta, nu-i vina lui, este vina guvernului, că n-a avut cei 20% să cofinanțeze și, în sfârșit, mergem mai departe, sperăm că, sigur, în 2 ani cel mult va fi realizat și acest proiect de apă canal, mai ales că l-am predat la compania de apă și proiectul mare a județului cu care se va realiza proiectul nostru. Ipet, mai dau o șansă lui Zelen să vedeți dacă e conform așteptărilor dumneavoastră sau după alegeri într-o viitoare ședință veți încerca din nou să-l schimbați? Nu, șansă nu avem ce-i da. Șansă am dat pentru domnul Itu, fiindcă este omul care nu are în primul rând coloană vertebrală. Noi n-am știut când ne-am asociat că el nu lucra nicăieri, deci practic nu trebuia om care n-ai o școală, n-ai nimica, trebuia să știm că nu te poți nici baza pe el. Și, practic, este un om fără caracter. Una zice, alta face. O, și acum, cum o să lucrați împreună, dacă aveți părerea păi aceasta? Păi, acum, o lună de zile, nu murim. După o lună de zile, mâine eu înregistrez, chem comisia din nou juridică, să dea avizul favorabil, iar peste o lună punem la vot, trec alegerile, să nu ieșim din cuvântul domnului deputat. Da? Noi am încercat pe domnul deputat, titlul l-am adus anul trecut. Stătea Zeleanța aici în față și am arătat. Zice, domnul deputat, n-are coloană. Deci un om care una zice, alta face și face fără el, nici la serviciu nu vine. L-am suportat 2 ani, practic, a luat un salariu fără muncă. Să ne arete proiectele lui. Merge, plus că face dezordine în Consiliu, vine, atacă primarul, că primarul nu face, că primarul cu tare. Dar uitați să faci aici proiectele cu care sâmbătă am fost la Cluj, deci pentru accese, drumuri, tot ce apare, mergem. Deci sunt proiecte, acum să caut să obțin certificat de urbanism, să mergem să semnăm contractul de finanțare. Dar, sincer vă spun, eu n-am lucrat. Eu am lucrat 34 de ani, eu n-am avut cu unul du-te încolo. De-aia de multe ori a zis că nu-mi place la presă. Mi-e place la presă, dar să vin, nu să mă apăr, nu m-am apărat în viața mea. Deci am fost bine apreciat de toți șefii. Ca să vin să mă apăr, trebuie să-și acuz. Adică, de ce mă apăr? Deci trebuie să dau și eu n-am dat niciodată. Am făcut emisiuni deci, la Someș TV-ul, în care mă felicitau toți, bă, din Cluj, ce emisiune ai făcut. Da, fiindcă știu meserie și îmi făceam meseria, mă duceam, transmiteam oamenilor, crescătorilor de animale, din ceea ce am învățat, ce m-au învățat dascălii mei, și știam că fac un lucru benefic. Dar aici să vin, mă pun cu Zelen. Să arăt, cu cine se pune și doctorul? Dacă lumea mă cunoaște, eu nu cred dacă mergeți să auzi unul să vorbească rău de mine. Nu mă crede bine unde am lucrat, le-a părut rău după mine. Bă, cu cine se pune și doctorul? Pe cine are? Deci, bă, iar o pus Zelen pe Facebook. Aia e meseria lui, de-a pune pe Facebook tot felul de minciuni și de ce vine lui în cap să arate. El, în prima zi când a venit, practic, ideea lui a fost dărâmă-l pe primar, să ajung eu primar. Demolează și vă. Ce-mi pare rău de domnul Itu, vă spun sincer, că să, eu am spus, sunt oameni de vază, sunt oameni cu facultate, nu te complace, de ce mergi cu ei? Îți trebuie mușca la Lăpușneanu? Proș, dar mulți? Vrei voturi? Adică nu vreau binele țării. Cu asemenea oameni, nu putem să aducem bunăstare poporului. Deci numai jos ne trag.
Și ați văzut ce e în partidele politice. Corupție, corupție, corupție. Învățământ, nu? A început anul școlar fără abecedare. Sănătate, nu? Una, pângă, că nu avem mobilier, nu avem dotare, nu avem nici cadre, fiindcă pleacă dincolo la un salar mai bun. Locuri de muncă, au promis, n-au făcut nimica, pleacă. Vă spun mai mare, eu cred că azi noapte poate am dormit vreo 4 ore, când am văzut că pleacă româncele noastre în străinătate și le exploatează acei fermieri sexual, mai mare jignire decât să-ți meargă nevasta și copiii să-și bată joc străinii. Eu cred că nu a avut poporul ăsta niciodată n-o suferit așa ceva. Ați spus că poate... de prima zi a vrut să vă doboare. Nu împreună ați mers în campanie. Ați mers următoare. În prima zi după ce l-am instalat. Mai am eu o întrebare. Spuneți că domnul Zelens nu e competent. Pe cine vedeți dintre ceilalți consilieri ca cea mai bună posibilitate pentru funcția de viceprimar? V-ați gândit sau... Sincer vă spun, nu m-am gândit și nici nu vreau să mă gândesc. Este treaba consilierilor pe care aleg dintre ei. Comentez și ce crezi că te-a scăpat? Eu spun că domnul primar a luat o decizie bună, ținând cont de faptul că împreună am pornit pentru a face lucruri importante pentru Comuna Mica și sper că astăzi, ținând cont că și-a retras proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, să fie un nou început care să fie unul benefic cetățenilor Comunei Mica. Vorbim totuși de un început care va dura numai o lună, pentru că primarul a anunțat că luna viitoare... Asta rămâne de văzut. Eu sper în continuare să putem face o echipă împreună și cu siguranță dacă vom face echipă alături de consilierii locali și cetățenii comunei, vom avea și rezultate. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.